Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ha, palmierii mei au gheață pe ei, ia uitați-i. A fost frig, a plouat. Ia uitați cum e, au străși în fiecare pe aici. Și mai grav că n-am pus varza la murat. He? Haideți cu mine să strângem varza, să o băgăm la murat. Să vedeți cum o pun eu la murat. Haideți!
Aproape că e plină roaba. Ia să mai scot eu niște verzi dintre astea, așa, care sunt mai frumoase. Nu mai le dau frunzele astea mari jos. Uite așa ea. Încă mă olea cu pământul ăsta, ca să nu fac mizerie. Uite așa. Așa. Astea o să meargă la beci atârnate așa în sus, în sus, cu rădăcina în sus, ca să le păstrăm, să avem și la Crăciun varză verde, cred că și la Paște. Ia să văd eu care mai sunt așa bune. Bune ca să le smulg cu toate. Frunzele astea, când se mai dezgheață o lepuțică, am să le iau, le toc și le dau la struns, că le mănâncă toate. Uite așa, și asta frumos merge acolo. Uite așa. Uite așa, asta de aici. Terminat. Așa, ia să vedem asta. Asta e roaba. O să o curăț acasă de tot ce este rău. Are frunzele astea pe exterior aici, care sunt așa mai stricate, mai murdare, dacă ea nu-i stropită, vă dați seama că... Imediat se curăță toate. Rămâne numai și-i bun. Mai mănâncă și animalele și ei, gata. Asta la roabă. Cam așa o să procedez cu toată, iar acum ne vedem acasă. Am cam sortat pe aici și a fost disortat. Restul o să o strâng și o să o toc și să o dau la struț, la iepuri mai puțin, că nu le face bine. Am umplut o roabă de asta cu vârf, e suficient. Și mai sunt pe aici care încă ar mai fi bun, dar le mai las. Dacă e așa la Crăciun, la un borș cu oase afumate, în loc de tăiței, pun varză dintre asta verde. Așa, și mai am și acolo câteva căpățâni care o să le leg și o să le pun atârnate în beci. Da, ia să văd cum reușesc o să le duc acasă. Ai, Doamne, acolo-i răspândea. Acolo-i răspândea. Acolo-i răspândea. Da. Opa! A sosit varza! A sosit varza! O trecut câteva zile că da, am strâns eu varza, dar n-am avut timp să o pun atunci. Și așa că o puneam, dar știți care a fost chestia? Am butoiul aici, că l-am adus și ăsta cu apă și tot am mai schimbat-o. Și la bineînțeles care a fost anul trecut varză în el. Tot am schimbat atunci, dacă era puneam eu, o puneam varza la mura, dar n-am avut butoiul acasă și n-am mai venit încoace, mi-a fost cam leni, ca să zic așa, pe românești. Ei, și acum, ia uitați ce frumos o nins, un peisaj autentic de iarnă, o frumusețe, domne, o frumusețe, aproape că sunt serează de acum înainte,
Da, nu suntem liberi, avem servicii, avem una alta, trebuie să facem și noi așa când putem și printre picățeli. Ia să văd eu cu gurei. Mă, n-am stat înăuntru acolo. Ia să-i văd eu. Ia să văd și zic. Gugurei, care-i treaba? Cum v-ați simțit voi aici? Cum a stat voi acolo? Să nu ziceți că ați dormit tot afară. N-ați dormit înăuntru, eu cred că da, că dormați să fiți fraieri să stați afară, nu? A? Care-i treaba? Cum e în noua căsuță? E bine? Hai că imediat vă dau mâncare și mă aduc să iau butoiul de sus din deal ca să pun varza. Ah, e foame! Hai! Haideți, veniți, hai că vă dau mâncărică, hai încoace, hai! Hai la tata, hai! Hai, veniți încoace, hai! Aleu! A venit iarna, mă! Ia să pun eu pe aici o îngheța, cred că și apa. Ia să pun eu butoiul. Ăsta e individul, ăsta aici. Epa-sa. Hai că vă dau și vouă o mâncărică. Ați venit după mine. Ia. Mamă, dar ce călăgii faci? Ha. Voi și care-i treaba cu voi? Și așteptați voi aici? Da, uite cum stai. Hai, doamne, ați uscat aici, nu a rămas nici praful, nu a mai rămas. Vii foame? Vii foame, așa-i? Hai că acum vă dăm hăiță. Acum vă dăm imediat. Uite, acum vă dăm, ia. Ia, tată, ia. 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 Ha. Hai că vă dau și din coașa acum, imediat. Opa! Cu o mână mă descurc greu. Ha. Apoi vouă vă trebuie câte 3 găleți, 4 găleți pe zi. Așa, 3 găleată. Așa. Hai că v-am adus prăjiturile, ia. Ia, bombonel. Și vă place vouă cel mai mult, ia. Opa, ușor. A, floarea soarelui, asta e moartea lor, dar nu le dau mult. Este în jur de, eu știu eu, 200-300 de grame de fiecare la zi. Ha. Trebuie să vă amestec, colea. Imediat o colectați mafia asta neagră. Hai să vă aduc și niște grâu și niște orz cu ovăz, nu? Urecheață, care-i treaba? Hai că imediat vă dau și vouă mâncărică. Imediat, acum vine miaiță și vă dă mâncărică și vouă. Pe aici sunt numai urme de gâscă. S-au dus la deal, s-au dus la vale, s-au plimbat pe aici. Ia să le duc să le dau și la gugurei. Aici un amestec. Să le mai aduc încă o găleată. Să văd apa, dacă o circula, dar cred că s-a umplut burlanul acolo. Și cred că nu s-a mai topit. Au, e acolo. Ia să văd eu apa întâi. Opa, înghețat. Hai, da și o înghețat. N-am iaiță cât ți-ai bagat chișorul acolo. N-am iaiță, ai bagat chișorul și te-ai udat atât. Văleu, la Chelio am ajuns, la Chelio am ajuns. Și voi ați mâncat tot de aici? Ia să dau alea căsă de o parte. Opa, așa. Ia să vă pun aici, Mihaiță, să vă pun în mâncare, ia. Ia. Hai, gugure, ia. Hai să vă văd. Mâncați voi sau nu mâncați voi? Nu. Mamă, da și mi-a intrat apă în papuși. Ha, e bun? Vă place?
Ia să mă uit eu să văd, băleacă, care-i treaba, ei și-o făcut pe aici. O umblat-i pe aici, dar nu cred că o stă jos. Nu, nu o stă pe aici. Au fost gâștele lungă. Aici s-o plimbat, și-o zis că să mă iasă pe afară. Și nu mă pun acolo, atâta, și-o stat înăuntru acolo. Dar să-l mai aduc. Ia să văd eu. Acum v-o prins bine. Uite acolo peretele, e albit tot. Dacă nu vă linge, vă lingeu și iepuri, nu numai câinii. Altă treabă acolo la adăpost. În mare parte am curățat-o varza, că au avut multe foi care s-au stricat. Ia uitați-o, uleacă, asta cum e ea. Cam cum și sarmale are și din asta. Ia să o curăț eu frumos, așa, să o curăț. Ia uitați-o, ia. Se rulează frumos, ia. Dar n-am să mai dau multă jos. Așa. Ia să mă ridicăm, ia. Ia uite-o și pe asta. Așa. Ia să mai vin, tu nimai are. E o stat cam mult, e o leacă cam trecută, dar e bine că e coaptă. Asta mă interesează pe mine, să fie coaptă, este o vorbă. Eu așa o țin minte, când rămâi. E vaza, e coaptă, când vezi că începe să crapi, înseamnă că ea este coaptă. A ajuns la maturitate. Dacă nu e ajuns la maturitate, n-are dulceața aia care trebuie. Așa. Astea care sunt pentru foi, pentru sarmale, o să le dau și cotorul jos, ca să poată să intre acolo mai repede saramura care o punem, ca să se mureze repede. Iar restul care sunt mai micuțe, lăsăm așa. Eventual mai putem face și sferturi, care sunt mai mari, ca să scoate numai așa câte un sfert. De fapt am rețetă eu pe canal și puteți să vă uitați, că mai am o chestie cu pusul verzi. Am pregătit aici recipientul, adică butoiul, nici nu știu câți litri are, vreo 80, 100, nici nu știu. Vanza-i curățată, două legături de mărar, o țelină, câteva rădăcini de hrean. Avem și aici așa câteva gutuiuții pentru dat un pic de culoare, să curăț hreanul, să curăț țelina și imediat să o așez, să-i băgăm, să-i facem saramura și să o așteptăm să mureze, că porcul, cred că anul ăsta porcul nostru o să fie struț, abia așteaptă la o friptură, bineînțeles. De mâniniță. Uite așa e. Ia să curățăm noi de aici. Cu așa, frumos. Punem toată asta, inclusiv rădăcina, inclusiv frunzele. Așa, ia să vedem, facem curățăm frumos. O venit iarna și eu n-am reușit, domnule, să pun varza la mura. Vine Crăciunul acum, mai sunt câteva zile și n-am cu și mânca friptura. Bun, punem aici toate frunzele. Așa, să curățăm noi acum așa hreanul. Hrean scos din grădină, domnule, uite, e aproape înghețat. Doamne, dar și frumos e înlivat, ați văzut acolo? Uite. Un peisaj fieric, a venit iarna pe sine. Bine că bucurie, au adăpostul terminat. Nici la cioc nu-i doare. Așa, ia să mai curăț. Încă curăț toate, că hreanul ăsta are proprietăți antiseptice, antibacteriene, analgezice, antipiretice. El întărește un pic varza, dar nu vai de mine că nu o să mai fiarbă foile dacă o să facem sarmale. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Dacă este foc și răbdare,
să fier sarmalele, foile, să sfărâmă. Am pus noi în tandor. Ai, s-o făcut de nu puteai să iei, nu puteai să le decopertezi sarmalele. Așa ce s-o topit frunza de viță, de vie, frunza de varză. Era o nebunie. Vai, Doamne, mi-am asta aminte, uite, mi s-o împug gura de apă. Îmi curg. Era să zic eu acum ceva. Balele, ce să mai... Da. Uite așa. Am început să crească ea. Uite-l. Uite. Am început să crească creana. Mamă, dar și, și da, îmi fare. M-a nebunit la ochi. Așa. Ia să curăț. Eu și... Aici ia să-i tai, uite așa frumos în două. Dăm jos. Aoleu, acum niște urzici ar merge. Asta lăs, ia să fac eu, să văd dacă reușesc să tai eu. Acum, ai că mi-e scoagere. Galbenă gutuie, dulce amăruie, foarte important să-i dăm jos, uite așa, sâmburi. Că ăștia sunt un pic cam cu probleme. Salonină, sapotoxină, are tot felul de compuși care nu-i bine să ajungă în, în moarea asta de varză. Schimbă culoarea o să fie dată de către gutuie și o, o nuanță așa de auriu a morii de varză. A moarea de varză. A morii, auzi? Moarii. Am spalat butoiul cu bicarbonat de sodiu. L-am dezinfectat, l-am deratizat, l-am deparazitat, despăduchit, despuricit. Da, l-am spălat fără detergent pentru că rămâne, oricum ar fi, rămâne mirosul ăla persistent. Cel mai bun este bicarbonatul. Am primit astăzi observații de la soție. Eu zic, te-ai apucat de treabă și le-ai împrăștiat tăti. Dom'le, am oprit, m-am apucat, castronele, alea, tăvițe, nu știu mai ce. Gata, m-am pus la punct. Așa, haideți acum să facem ce avem de făcut. Ca cu 2 ani de zile, dacă vă uitați pe canalul meu de YouTube, eu am fost liniștit, nu m-a stresat nimeni, acum am cameraman, ia să faci cum ți se cântă. Nu te râde, doar. Eu și-o pun, te râzi. Da. Haideți să punem bărarul. Bineînțeles că eu mai glumesc că la un moment dat cine au zis că vai cum vorbești cu doamna aceea. Cum vorbești, doamnă, cum arată? Desfă-l un pic și mai rupe-l. Ei spunea, vedeți? Tot eu sunt ăla. Doamnă, dar intră în el, doamnă. Așa, intră, zamă. Aroma aia. Așa. Deci nu-i rău. Eu? Pe un pat din mărar acolo și de țelină. Uite așa, să punem mai jos toate, punem toate condimentele. Noi glumim aici între noi, să nu vă precipitați, că noi suntem agresivi verbal, da? Trebuie să înțelegeți gluma dintre noi. Așa. Hai să... Mai despic un pic creanul. Creanul despic, doamnă, fac cum spuneți dumneavoastră, nu de alta, că mi-e frică din tremură și pantalonii pe mine. Uite așa, îl facem, despicăm ca să fie contactul mai mare cu, cu saramura și să emane tot ce, ce conține în el, doamne, nu? Încă și o crenguță de busuioc era bună, pentru că ăla e un foarte bun antiseptic. Și păstrează absolut tot, și apă și tot. În aghiasmă nu se pune un pic de busuioc. Asta e tot secretul ca să păstreze cum trebuie. Așa, ia să tuflim noi aici și ia. Gutuile, să le așez frumos. Așa, oricum, mamă, dar și aromă, dar nu mai trebuie să mai punem varză. Nu, mai punem apă și iasă treaba bună. Da, o să mă apuc acum de așezat varza pe fundul borcanului, auzi? Pe fundul butoiului. Cotorul nu l-am tăiat, e destul de măruntă, ea să murează. Intră în ea fără nicio problemă sarea ca să mureze. Uite așa, ia să caut una mai mică acum să o bag aici. Așa. Acum, ia să mai facem încă un rând. Uite așa. Unii o pun cu cotorul în sus, eu o pun cu cotorul în jos. Domnule, fiecare face cum vrea, numai să fie varza să iasă bună. Dar știți cum e bună? Fiecare zice, domnule, cea mai bună varză este a mea. Păi este bună, pentru că dacă fiecare ne-a învățat cu varza noastră și cu gusturile noastre, normal că e bun doar ceea ce facem noi. Până la proba contrarie, o așezăm frumos aici, straturi, ca să... A, nu durează mult, o dura mult ca să se coacă și să... A, le înduri toată. Ei frage de tare. O stat până la timpul ăsta pe câmp să faci și flenduri tătă. Asta-i pentru sarmale.
O stăm o săptămână aici ca să punem varza, domnule, că hai de mine, struță, iasă din țarcă afară masculii și așteaptă să fie sacrificat. Ia să vedem noi. Așa, ia. Pac! Ia să vedem. Doamna asta s-o tai în patru, tai în patru. Dacă e bună pentru frunze, o să no, mai lași așa. Așa, așa că e înghesată, tai. Da. Ia uite cum pocnește ea. Ia. Asta când o să o... Când o să o... Scoatem. N-ai să faci cu o oarță de asta întreagă, ca să o scoți. Să mănânci, o faci o salată, așa că... Scoți un fier de asta. Uite așa, punem fiertul, domnule. N-am văzut la nimeni să pun așa ca mine. Dar nici eu nu scă. Și orice asta, o lăsăm pentru o dată când o să fim patru la masă, nu numai doi. Așa, ia. Doamnă, cât e? S-a umplut butoiul? Dar tu l-ai numărat? Doamnă, spune-ți... Ia. Ia. E, oricum să mai las. Ce dar nu știu cât trebuie. Doamnă, dar mi-ai să știi, doar nu le-am bagat și le-am scos. Nu știu cât trebuie. Yes. Hai să facem saramura. Deci ca să știți un lucru. Deci ce folosim noi? Îi între 3, 25 și 50 de grame pe litru de apă. La litru, la volumul care o să-l necesite ca să completăm până când o să fie toată varza în imersie. Da? În imersie. Așa. Noi folosim 50 de grame, alții folosesc 25 de grame, care vor mai sărată, care vor mai piparată, mai gustoasă. O să mai punem aici așa ceva, eu știu, ar merge și cred că niște boabe de muștar, dar deocamdată tura asta nu punem. Așa, boabe de porumb am văzut, am pus, dar nu-s prea încântat, așa că doar apă și sare și multă dragoste ca să fermenteze, să facă acră, să putem mânca o friptură de struț, că gata, noi ăsta ne-am dat pe struț, avem 3 masculi, 4 îi sacrificăm, numai friptari mâncăm. Gata, hai să facem saramura. Ei, și după ce am terminat cu pusul verzi, aici am așezat-o. Da, aici ce mai adaug? Am busuioc, ia mirosiți-o de cuțică busuiocul ăsta. Doamne, fai, doamne, îl torn aici. Busuioc mărunțit. Da, îl pun aici busuiocul, e extraordinar de bun. Deci, cum v-am spus, antifungic, anti-anti la toate. Așa. Hai să facem o probă. Ce cântarul? Ce faci cu cântarul? Uite, doamne, facem în felul următor. Hai să punem și lingura goală aici. Ia să-i facem tare aici. Deci, uite, e la zero, da? Hai să vedem o lingură. Cântărește o lingură de sare. O lingură dintre asta cu vârf de sare, cât are e? 32 de grame. Deci, la 10 litri de apă, 10 linguri de sare. Dacă vrea să fie mai sărat, faceți mai sărat. Merge până în 50 de grame. Hai să-i dăm drumul la apă, apă caldă să punem ca să stopească repede sarea. Și de acum punem sarea. Ia să vedem, 10 linguri de sare. Una deja am pus-o. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. 8, 9, 10, gata! Amestecăm până se topește și îi le băgăm la butoi. Să tai maioneză, mă conțin că să dați. Să tai moarea, să știți, numai așa. Dacă ați dat invers, să știți că să tai moarea. E să torn aici saramura. Nici nu trebuie să fie prea concentrat în sare, că împiedică bacteriile lactice să se dezvolte, să formeze aici acizi. Orice reacție cu degajare de căldură. Uite, e gata, ia. Uite, uite, și-o rămas pe fundul oalii. Ia, dați aici, doamne. E așa-i sarea. Pe s-o plătesc o lecuțăză și să punem iarăși. Păi. Am mai adăugat eu aici și-o niște boabe de muștar, niște coriandru. Nu am lăsat eu asta. Asta e a doua găleată. Musa să fie sare neiodată, ca să ne înțelegem. Asta e a patra găleată, cred că mai trebuie una ca să văd apa sus. Mamă,
Nu se umple. Are 120 de litri, cred că, butoiul ăsta. Mai trebuie o găleată. Ia uzi, ia. Fierbe. Făl, 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 făl. Hai să mai pui o găleată. Sare, gemă, măruntă. Eu n-am auzit o să geama asta, domne. E gemă. Ce înseamnă gemă? Chiar am să mă uit o lecuță, că îndec să văd ce înseamnă sare, gemă. Gemă. Da, ne e o dată pentru industria alimentară, pentru conservarea legumelor și preparatul din carne, lapte și brânză. Hai, mie îți învârte aici și bag acolo până ce termine butana și ecre, care e 120 de litri. Eu tot pun, cred că asta e a 5-a găleată și tot nu se umple acolo. Băiatule, mai trebuie un băiat. Dar cât are ăsta butoiul ăsta? Dar unde sunt și cred că curge. Cred că curge. Hai, lasă-l de ăla în colb. Nu se vie din... Nu se vie din... Mai pui o găleată. Hai, de-a mine șansă găleați. Dar... Ai, e rară, rară, la mine. Mai pui o găleată. De ce ai acolo? Asta-i moarea, doamne, uitați cum s-a făcut. Să, știți ceva? Nu mă lasă să pun sfeclă roșie, că mi-ar place moarea să fie așa culoarea asta. Cât mai trebuie aici? Mai trebuie. Ia să văd o lecuță, că să o torn și să torn și găleata asta. Așa, ia. Oh. Mai trebuie? E mare, cred că mai mult de 120 de litri bătoiul ăsta. Dom'le, îi spar bătoiul. Îi spar bătoiul. Ba da, să vede de acum înainte. Mai trebuie o căleată. Ai, leu, băi, leu. Hai și cu ultima, ultima găleată. Nu o mai pun de acum înainte, cu oricum să lasă, să moaie mâini dimineață. O să-i pun un piasc aici deasupra, am un grătar, o să pun ceva, o greutate, dar cel mai bine este cu niște bidoane de astea de apă. Cam așa. Să-i mai pun? Ei pun, că nu contează, că doar ea o să... Uite, deja începe să lasă în jos. Lese, o să o pitrocesc, nu că neapărat să o aerez, pentru că bacteriile care sunt responsabile de fermentarea verzii sunt anaerobi și n-au nevoie de aer. O să o pitrocesc doar ca să-i schimb, cum să spun eu, să-i schimb, să-i omogenizez compoziția și culoarea și gustul și mirosul și celelalte toate. Hai să mai fac o jumătate de găleată ca să fie până sus, când sari este. Gata, asta e ultima zeamă, ultima găleată din oricum mâine. O să fie lăsat în jos, uite cum ești aici, șamărar, cimbru și ce-am mai pus noi pe aici. Oho, trebuie o leacă pus un teasc, oricum ea să moaie. Murare ușoară, o să te pitrocesc un pic și o să ne vedem pe masă, pe masă lângă o friptură de casă, de struț sau de porc ușor. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem cu bine. Încercați și o să vedeți că nu o să dați greș cu varza pusă la murat, așa cum ați văzut aici la Mihăiță. Pa, pa!